Suntem live? Vă salut, prieteni! Mulțumesc întâi de toate puținei prese care au dat curs invitației de a fi prezenți la această conferință de presă. Iată că ne apropiem de finalul campaniei electorale. Am văzut cu toții. Suntem în direct sau nu? Am văzut cu toții că în această campanie mulți au venit și au promis lucruri nemaipomenite. Mulți vă promit în continuare, dar nu vă spun și cum vor face aceste lucruri, cum vor ajunge să își îndeplinească promisiunile. Am văzut că și puterea actuală promite lucruri pe care le-a mai promis și acum 4 ani. Au avut toată puterea în acești ani și nu au reușit să îndeplinească niciun sfert din promisiunile făcute în precedenta campanie electorală. Iar astăzi ne mint din nou. A fost o campanie până acum în care s-a văzut din nou cum PAS încearcă să blocheze orice candidat din tabără de opoziție, au folosit toate armele pentru a ascunde publicului adevărul, iar actuala președinte a dat dovadă de lipsă de bun simț față de electorat, refuzând să vină la dezbateri, aducând la cele mai înalte cote dezamăgirea oamenilor, mai ales a celor care au votat-o în 2020, mințiți cu televizorul. Iată, în acest context, vreau să vă comunic că la data de 15/10/2024, în jurul orei 20 și 25 de minute, în cadrul emisiunii de dezbatere electorale difuzate pe postul de televiziune Jurnal TV și postate ulterior și pe YouTube, s-au făcut o serie de afirmații despre mine, precum că, citez aici, din informații 100% veridice, noi am văzut, Andrei Năstase s-a întâlnit într-un local cu Irina Vlah, Alexandru Stoianoglu și Natalia Morari. Era în interior, într-o discuție cu doamna Vlah, doamna Morari și domnul Stoianoglu, cu toți trei odată la un hotel, la o discuție. Închei citatul. Stimați cetățeni, aceste afirmații sunt în totalitate neadevărate, sunt falsuri inventate, mă defăimează și îmi afectează grav onoarea, demnitatea și reputația profesională. Pentru că un asemenea eveniment nu a existat. Este o fabulație impertinentă menită să mă discrediteze în fața oamenilor, în fața alegătorilor, cu doar câteva zile înainte de scrutinul prezidențial, la care particip în calitate de candidat independent. De asemenea, aceste afirmații gratuite nu pot fi calificate drept judecăți de valoare, deoarece se referă la fapte inexistente, fiind simple minciuni denigratoare. Afirmațiile făcute la adresa mea, într-o perfectă imitație a stilului Goebbels, sunt false și insidioase, afectând grav onoarea și reputația mea profesională. În plus, enunțurile calomnioase au fost exprimate cu rea credință, în mod premeditat, în contextul campaniei electorale, cu scopul de a mă defavoriza electoral, de a mă defăima și a mă discredita în fața electoratului, insinuând asocierea mea cu persoane și poziții care contravin calității mele de candidat independent, valorilor și viziunilor mele civice, politice și geopolitice. Dar și mai grav, și pentru a favoriza un contracandidat electoral disperat, aflat în agonie, susținut plenar și obedient de postul de televiziune în cauză. Din acest motiv, estimând prejudiciul moral cauzat la suma de 1 milion de lei pe care intenționez să-l donez unui fond de susținere a presei libere și independente, neafiliate politic, printr-o cerere pe care o pun la dispoziția presei, o aveți aici, trimisă și celor vizați, am cerut dezmințirea publică în maxim 12 ore de către numitul Dumitru Mișin și întreprinderea cu capital străin Reforma RSRL, titulara postului Jurnal TV, a afirmațiilor false și denigratoare
într-o manieră similară cu cea în care au fost făcute prin difuzarea unei declarații pe postul Jurnal TV în același interval orar cu următorul conținut. Dezmint informațiile conform cărora domnul Andrei Năstase s-ar fi întâlnit într-un local și ar fi discutat cu Irina Vlah, Alexandru Stoianoglu și Natalia Morari, declarații făcute în cadrul emisiunii de dezbatere electorale din 15.10.2024, difuzate la postul de televiziune Jurnal TV. Declar că aceste afirmații nu corespund adevărului, sunt false și lezează imaginea și reputația domnului Năstase. Este solicitarea pe care o fac celui care poartă numele de Dumitru Mișin și instituției la care este angajat. Totodată am cerut achitarea în beneficiul meu a unei despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat în valoare de 1.000.000 de lei pe care, așa cum spuneam, intenționez să-l direcționez către un fond menit să sprijine libertatea de exprimare și informare. În cazul în care acest lucru nu se va produce, îmi rezerv dreptul de a acționa în judecată pe defăimători, precum și a iniția în paralel o acțiune civilă colectivă în numele consumatorilor de informație, dezinformați cu rea credință în această speță, în marea lor parte apărători cândva ai Jurnal TV împotriva atacurilor antidemocratice a regimului oligarhic Plahotniuc. Dar, prieteni, ei cu ei și cu minciunile lor, ei se îmbogățesc furând și mințind, iar țara sărăcește de la o zi la alta. Ei fură protejați de justiția controlată politic și mafiotic, noi încercăm să construim un stat corect, în timp ce ei își acordă privilegii, oamenii luptă pentru supraviețuire cu pensii și salarii mici și prețuri în continuă creștere. Dragii mei moldoveni, în calitatea mea de candidat la președinție, am prezentat tuturor un plan realist pentru Moldova și oamenii săi, un plan menit a scoate țara din sărăcie. Am identificat soluții viabile pentru Moldova, am identificat unde sunt găurile negre din economia noastră, care sunt punctele slabe și știm ce este de făcut. Eu nu vă voi spune că va curge lapte și miere și nici nu vă voi vinde iluzii așa cum fac contracandidații mei. Vă spun doar că putem scoate Moldova din sărăcie. Primul lucru, vom face un buget pentru oameni. Banii pe care îi avem trebuie să îi folosim mai bine în beneficiul cetățenilor. Mă angajez. Voi determina Parlamentul și Guvernul să facem reforma administrației publice centrale și să reducem conform voinței populare exprimate la referendum, la referendumul din 2019, numărul de deputați de la 101 la 61. Voi determina reducerea de ministere de la 15 la 8, iar instituțiile publice și guvernamentale vor fi reduse cu 25%. Trebuie să reducem salariile nesimțite de zeci și sute de mii ale deputaților, miniștrilor, șefilor de instituții de reglementare și trebuie reduse cheltuielile și deficitul bugetar foarte mare pe care îl avem. Stimați moldoveni, în anul 2024 cheltuielile bugetare constituie circa 82,6 miliarde de lei și un deficit de peste 16,8 miliarde de lei, sau peste 5,1% din produsul intern brut. Am să vă spun, marja acceptabilă de lumea civilizată este numai mult decât 3%. Noi, până la cei de astăzi, nu ne-am ridicat niciodată peste 3%. De când au venit ăștia, deficitul a crescut aproape de două ori. În anii 2023 și 2024, în Republica Moldova s-au înregistrat
cele mai mari deficite bugetare de la independență încoace. În ultimii ani, deficitul bugetar a crescut substanțial comparativ cu anul 2019 de 3 ori. Cum vom putea reduce acest deficit? 1. Asigurând un climat investițional prietenos. 2. Făcând o industrializare puternică a economiei. 3. Invitând companiile mari și diaspora să investească, aducând aici cele mai mari firme de IT și inovații. 4. Crescând producția autohtonă și exporturile în raport cu importurile. Și nu în ultimul rând, contracarând contrabanda. Amintesc aici, în calitatea mea de ministru de interne, într-o perioadă foarte scurtă de timp, de 4 luni de zile, am redus contrabanda în Republica Moldova la cel mai jos nivel, un record istoric pentru întreaga perioadă de independență a Republicii Moldova. Astăzi, Republica Moldova pierde din contrabandă anual aproximativ 700 de milioane de lei. Am demonstrat în trecut că se poate, mă angajez să o fac și în viitor. Moldova trebuie să atragă banii europeni în investiții. Nu să se împrumute ca în prezent doar pentru consum, datorii ce vor fi întoarse și de generațiile viitoare. Nu mai putem trăi din pomeni, oameni buni, înțelegeți acest lucru. Avem o guvernare incompetentă care face ca țara noastră să trăiască din pomeni, cu mâna întinsă. Avem oameni deștepți aici acasă, avem un avantaj al unei piețe a muncii mai ieftine comparativ cu cea din vest. Haideți să aducem aici investitorii, tinerii de la noi să poată munci aici pe salarii bune, să nu fie nevoiți să plece cum au plecat în ultimii 3 ani de zile peste 220.000 de cetățeni, tineri, aflați în putere. Putem face un cadru fiscal adecvat astfel încât să dezvoltăm industria Republicii Moldova. Dezvoltând industria, aducem bani la buget, avem bani pentru salarii și pentru pensii mai bune, pentru educație mai bună, pentru spitale moderne. Trebuie să înțelegem cu toții, dacă nu producem mai mulți bani decât consumăm, vom rămâne mereu săraci, iar măririle de salarii și pensii de genul celor făcute de pas nu vor acoperi scumpirile de prețuri și nici inflația. Avem nevoie de un program național pentru combaterea sărăciei. Un program guvernamental în care banii să se ducă ca ajutor țintit celor care au nevoie și să nu se piardă în buzunarele unor funcționari guvernamentali. Avem nevoie de alocații pentru copiii Moldovei care să fie un sprijin pentru familiile lor și nu doar de alocații pentru copiii diplomaților. Mă angajez să duc la bun sfârșit inițiativa legislativă pe care am prezentat-o și președintei Sandu, dar care a ignorat-o, inițiativa legislativă privind alocarea lunară a câte 3.000 de lei pentru fiecare copil de până la 3 ani și câte 1.000 de lei minimum pentru fiecare copil de până la 18 ani. Oameni buni, dacă se poate în România, dacă se poate în alte țări, inclusiv în Rusia, de ce în Republica Moldova copiii sunt tratați într-un hal fără de hal? De ce familiile tinere sunt tratate în halul în care sunt tratate de niște guvernanți, de către un președinte, un prim-ministru, miniștri, deputați incompetenți? Avem nevoie de schimbarea articolului 47 din Constituție și introducerea venitului minim garantat. Există Constituții în această lume care fac acest lucru. Să nu mai îndrăznească cineva să îmi spună că în majoritatea statelor nu se întâmplă. Noi trebuie să facem acest lucru din respect față de părinții noștri, față de frații noștri care au muncit peste 40 de ani ca la final să primească 2.700 de lei o pensie minimă. Pensionarii trebuie să aibă o pensie minimă garantată de stat în funcție de coșul minim de consum. Iar eu mă angajez ca nicio pensie în Republica Moldova să nu fie mai mică de 5.700 de lei. Și acest lucru e posibil.
Acestea sunt soluții realiste, nu sunt povești ca cele prezentate de contracandidații mei. De aceea, vă îndemn să alegeți rațiunea înaintea iluziilor, să alegeți competența, să votați împotriva incompetenților. Vă rog să alegeți dreptatea, adevărul și echitatea și să scăpăm de cei care au aruncat aceste valori la gunoi. Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți ca pe această cale să transmit un mesaj tuturor prietenilor noștri, tuturor simpatizanților noștri, tuturor celor care au fost alături de noi în campania de colectare a semnăturilor, tuturor susținătorilor și simpatizanților noștri din străinătate. Am rămas puțin timp, vă rog, având în vedere că actuala guvernare, dar și cei care râvnesc să revină la guvernare, râvnesc să revină la pupitrul puterii, vorbesc despre oligarhii fugari, pun la cale o fraudă uriașă a acestor alegeri, vă invit pe toți simpatizanții, prietenii noștri, suporterii noștri, să luați legătura cu colegii mei, cu doamna Inga Grigoriu, cu mine personal, și în perioada ce a rămas, să ne înscriem drept reprezentanți în secțiile de votare pentru a proteja votul nostru. Fac pe această cale apel către toți cei care candidează în aceste alegeri și care nu își doresc fraudarea alegerilor. Trebuie făcut front comun pentru a proteja votul. Atacurile de ultimă oră la adresa mea venite din partea Maiei Sandu și a echipei sale, a staff-ului său, venite din partea lui Spânu, prin intermediul Jurnal TV și a altor canale subordonate acestora, se înscriu în arsenalul lor de instrumente de a reduce la tăcere pe cei care nu-i pot controla. Se înscrie în arsenalul lor de fraudare a acestor alegeri. Ei trăiesc în acest mit că pot acumula din primul tur numărul necesar de voturi pentru a se menține la putere. Un fals. Iată de ce, pe lângă atacurile de ieri seară, pe lângă atacurile de alaltă seară, de la o altă televiziune, vor urma și alte atacuri. Ceea ce vreau să vă transmit. Sunt atât de puternic cât toate televiziunile lor nu mă pot dobără. Dar, în același timp, înțeleg foarte bine cât de mari sunt riscurile fraudării acestor alegeri în țară și în diasporă. Oameni din diasporă mă sesizează de pe acum despre intențiile guvernării de a frauda alegerile în secțiile de votare din străinătate. Să fim vigilenți, să facem front comun în ceea ce înseamnă apărarea democrației și a dreptului nostru fundamental la a alege și la a fi ales. Vă mulțumesc și vă urez tuturor o zi cât se poate de bună.